Salutare, prieteni, bine v-am găsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program pentru upload-ul automat al imaginilor pe Imgur. Datorită activităților noastre pe internet și mai ales sau în special activitatea noastră pe mai multe forumuri cu diverse chestii ce ne interesează, avem nevoie de un server unde putem să stocăm imaginile și în special screenshot-urile pe care uneori suntem nevoiți să le punem pe o pagină web. În cazul în care avem o activitate de gen blog sau facem un tutorial, cum fac eu, sau în cazul în care un prieten de-al nostru sau o cunoștință are nevoie sau de un sfat la un soft, puteți face captura. Putem trimite poza respectivă printr-un link. De asemenea, un screenshot al desktop-ului poate fi de obicei de ajutor unui prieten, iar trimiterea linkului respectiv este mult mai simplă decât trimiterea imaginii în sine. De aceea, cu ajutorul lui Imgur, un server ce poate găzdui orice tip de imagine, putem trimite aceste imagini prin diferite linkuri către prietenul nostru, iar fratele lui Imgur este softul pe care vi-l prezint astăzi, MyImgur, aplicație ce ne oferă atât posibilitatea realizării unei capturi de ecran, cât și upload-ul acestora automat pe serverele Imgur. Vreau să spun că aplicația poate rula și în versiune portabilă sau poate fi instalat în calculator. Și vreau să adaug că singura diferență este intrarea Send to Imgur în meniu contextual Explorer, adică aici avem undeva opțiune Send to Imgur când dăm click pe o anumită imagine. Și această opțiune este valabilă pentru orice tip de imagine selectată. Vreau să menționez înainte să descărcăm softul că mulți utilizatori pot spune că ne trebuie un cont Imgur. Eu vă spun că nu este necesar, însă dacă nu avem un cont pe Imgur, pe MyImgur nu putem dobândi stocarea imaginii încărcate, adică nu putem să o avem pe o perioadă de timp mai îndelungată acele imagini și pur și simplu acestea vor expira după un anumit timp sau Imgur, serverul Imgur le șterge tot așa după un anumit timp. Haideți să luăm și noi softul, deschidem un browser. Prima dată și prima dată dacă vreți sau dacă vreți să vă faceți un cont pe Imgur pentru a stoca imaginea pe timp nelimitat, va trebui să scrieți Imgur și dați click pe primul rezultat și dați click pe Sync In. Vă faceți un cont pentru Imgur și ați terminat povestea. Haideți acum să dăm click să descărcăm MyImguri. Punem pur și simplu MyImguri, dăm click pe primul rezultat. Ok, acum va trebui să stați un pic să găsesc butonul de download, stați un pic că n-am apăsat bine, download. Și acum, cum v-am spus, puteți descărca MyImgur în instalarea, puteți să-l descărcați sau versiunea portabilă. Eu o să fac acest lucru. Voi puteți să descărcați versiunea executabilă, puteți să-l instalați. Instalarea se face foarte, foarte ușor, nu trebuie să vă sfătuiesc eu. Sau dacă nu vreți să vă încărcați cu instalarea, puteți să descărcați ca și mine versiunea portabilă. Haideți să rulăm softul. Dacă aveți sistemul pe 36 de, pe 32 de bit, selectați 3x86, dacă l-aveți pe 64, cum l-am și eu, veți rula, veți deschide aplicația pe 64 de biți. În momentul de față, aceasta este interfața grafică, după cum putem observa la cont spune că nu suntem logați. Dacă avem un cont pe Imgur, o să ne dea aici contul.
Acum, ca să deschidem o aplicație respectivă, vom da click pe Select Files to Upload, dăm click, punem aplicația respectivă, în cazul meu această cu Call of Duty Black Ops 3 și o trimitem prietenului. Cum facem acest lucru? Dăm click pe Copy sau dăm click aici și avem Direct Link pentru a da linkul direct, pentru a ne da Imgur Picture Link, de pe serverul Imgur Direct Picture Link, să-l dea și pe site-ul Imgur. Un link în HTML, în BB Codes și Markdown. Eu o să dau click pe Direct Link și dacă mă duc acum într-un browser și îi trimit prietenul și îl pun să bage la bara de adrese. Îl pun să bage la bara de adrese respectivul link, o să-i apară respectiva imagine, el urmează decât să o salveze și asta e tot. Nu este chiar nimic complicat. Acum o să vă arăt cum putem face o captură de imagine cu ajutorul lui MIMEGUR. Pur și simplu dăm click pe această forfecuță și alegem ce anume vrem să la ce anume vrem să facem screenshot-ul. Eu o să dau, o să zicem, vreau să fac screenshot la aceste cum îi spune aceste shortcut-uri. Dau click pe Direct Link sau mi-aleg una dintre opțiuni și trimit imaginea prietenului meu. De asemenea, dacă vrem să ștergem imaginea, dăm click pe Delete. Ne spune dacă vrem să ștergem imaginea, apăs pe Yes. Și imaginea a fost ștersă din serverul Imgur. Bineînțeles, de aici mi-aleg eu ce anume vre de aici ne-l face mai multe, ne alege mai, ne lasă să alegem mai multe ferestre, după cum puteți observa. De aici, mă rog, am eu Camtasia, recorderul meu și așa mai departe, o să dau click pe desktop. De aici avem setările programului. Din păcate, acestea, dacă vreți să vă logați, dați click pe My Imgur, va trebui să introduceți PIN-ul autorul și dați click pe OK. Dacă vreți să vă delogați de pe respectivul site, dați click pe logout. Bineînțeles, de aici puteți face și niște scurtături atunci când vreți să faceți o fotografie. Puteți da, selecta, faceți un cu F1, cam face, văd că faceți foarte, foarte multe, puteți faceți fotografia. De aici vom deschide unde anume se vor duce capturile făcute de noi pe MIMEGUR. Cam asta ar fi tutorialul. Sper că v-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în lucrurile de comentarii acestui tutorial sau pe adresa mea de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!